Casa de Pensii Timiș a primit în 2024 peste 8.000 de cereri pentru biletele de tratament în stațiuni, dar a valorificat aproximativ 4.000. Până la finalul anului vor mai fi oferite 4 serii, fiecare cu 400 de locuri. Potrivit conducerii Casei Județene de Pensii Timiș, județul stă bine la numărul de bilete primite de la Casa Națională de Pensii, fiind printre primele locuri la acest capitol. Cererile se depun la începutul fiecărui an pentru toate perioadele. Fiecare solicitant primește câte un punctaj, iar în funcție de ierarhizare poate beneficia sau nu de bilet. La calculul acestor punctaje se ține cont de mai multe caracteristici, printre care bolile solicitantului, nivelul pensiei, dacă are pensie de invaliditate, dacă a mai primit bilet în anii anteriori sau dacă poate beneficia sau nu de gratuitate. Cea mai mare bătălie este pe Felix și pe băile Felix și pe Herculane, Călimănești, Căciulata, iar și bineînțeles Marea, Mangalia, Techerghiolu, Eforie, Nord. De gratuitate beneficiază cel mult 15% dintre solicitanți, iar restul trebuie să achite integral valoarea acestor bilete, în jur de 2700 de lei pentru 16 zile de tratament, sumă care include transportul, cazarea, mesele și tratamentele. Totodată, nu doar pensionarii pot beneficia de aceste etichete, ci și angajații care au anumite probleme medicale. Biletele trebuie ridicate de către beneficiari atunci când sunt programați de reprezentanții Casei de Pensii Timiș. Ce este important de știut și foarte important de menționat? Pe cererea de acordare a biletului de tratament, oamenii aleg modul în care vor să fie informați. Prin SMS, telefonic sau prin poștă. În momentul în care se trimite un SMS, se spune data, ziua și ora la care trebuie să vină să-și dice biletul de tratament. În momentul în care sau sunt sunat telefonic, este același lucru. În momentul în care un cetățean nu răspunde la acest telefon, este sunat din nou de către colegii de la biletele de tratament, colegele de la biletele de tratament. Dacă nu răspunde nici atunci, se consideră că omul refuză biletul de tratament. Vreau să vă spun că toate aceste lucruri se găsesc și pe site-ul nostru, la Casei Județene de Pensii, inclusiv numărul de cerere al persoanei, pentru că fiind pe bază de GDPR, fiecare își vede numărul de cerere. Nu știm numele titularului, adică nu o să vezi Ionescu Vasile, o să vezi un număr, 3842. Este eligibil, nu este eligibil, deci poți să urmărească și acolo. Cei care nu se pot deplasa pot trimite și un mandatar, iar cei care nu pot urca în sediul Casei de Pensii pot chema un angajat afară să se ocupe de ei.